Guvernul Chicu avea să aibă soluții mai multe în condițiile actuale, că ăsta tot este un argument pe care toată lumea îl spune, mai ales susținătorii guvernării, că spun, n-ar fi făcut nimeni nimic altceva, fiindcă asta este situația internațională. Eu nu vreau să contraargumiez ce avea să facă sau ce nu, dar atâta timp cât a fost guvernul respectiv și înainte de asta, țara nu a avut probleme cu provizionarea cu gaze. Țara nu a avut necesitate să împrumute de la BED 300 de milioane pe care să le cheltuie, de euro, nu de lei, să-i cheltui timp de o lună pentru procurarea gazelor. Vă imaginați ce avea să zică doamna cu plăcinta dacă făceam eu lucrul ăsta? Dacă luam 300 de milioane de la BERD, procuram volume pe care nu le comunic, la preț care nu comunic și pun tariful de 29 de lei. Vă imaginați ce plăcinte făcea doamna asta pe la televiziune dacă făceam eu lucrul ăsta? Încă o întrebare scurt, după care vă dau voie, doamna Grabowski, dar scurt, domnule Chicu, dumneavoastră ați comunicat cu partenerii din România, cu guvernul de acolo. Cetățeanul de rând de la sate încă așteaptă lemne, primăria nu le are. Încă așteaptă site-ul lemne.md să fie funcțional. Acum a fost un anunț că vin vreo 2100 de metri cubi de lemne din România. Nu e clar când, că ne așteptăm încă de anul trecut. Mai are sens cetățeanul să-și mai facă iluzii, să mai mizeze pe aceste lemne? Și în opinia dumneavoastră, credeți că de vină este partea română sau de vină este guvernul de la Chișinău? Sau poate cei care au elaborat site-ul lemne.md sau lemne.net, nu mai știu cum se numește el? Cu certitudine partea română și nimeni din cei care încearcă să ne ajute nu poartă nicio vină. Ori de aprovizionarea sau de securitatea energetică a țării nu răspunde guvernul României, Comisia Europeană, von der Leyen sau alții. Răspunde a cei pe care noi am ales să ne conducă țara, da? Că vin acești lemne, nu știu, vin sau nu vin, am citit și eu astăzi informația că s-au pornit mașinile în sfârșit. Vor fi binevenite, cum se zice, dacă pentru că, da, iarna încă n-am mâncat o lupu și credeți-mă că peste 6 luni iar vine iarna, așa e la noi în Moldova, știți, jumătate iarnă, jumătate vară. Vor trebui și atunci. Dar toată epopeea asta cu lemne, medie și aberații de acest gen care cumva vor să, eu știu, consoleze moldovenii că guvernul are grijă de ei, asta e doar aberație. Încercați să intrați pe lemne media acum și o să vedeți că stocurile de lemne, cel puțin săptămâna trecută, erau 80.000 sau nu știu cât, deși la început la lansare erau 32 sau nu știu cât. Deci pe site acolo lemnele se acumulează. Trebuie de frumos. Da, deci nu funcționează altceva, că tu poți completezi site-ul cu date că ai lemne, dar lemnele dacă sunt la 30 de kilometri departe, da. Și tot așa mai departe și dacă îi spune, vine la primar, apropo, vine chiar și o bătrânică, așa. Vine și mi-a promis doamna cu plăcinta, mi-a promis doamna cu plăcinta, da. Că îmi dați 3 metri cubi și cu 700 de lei sau nu știu cât. Da, doamna, nu v-a mințit, doamna președinte, dar trebuie să te duci în râpa aceea, să găsești tractor, da. Să-i scoată, să le aduci. Și când bătrânica calculează din pensia de 2000 istorică majorată cât îi rămâne pentru lemne, preferă să înghețe, din păcate, sărmană. Înțelegeți cum? Deci asta a fost așa un fel de minciună crasă din partea guvernării și nimeni nu s-a preocupat de asta. Dar cel mai important trebuie de înțeles. Bine, lemne, tizic sau ce mai este, astea soluții galbene pe termen foarte limitat. Dar în mod serios să privești lemne, medie sau alte ca soluții pentru o țară care se respectă, asta cred că numai oamenii de genul ăsta pot să creadă. Haideți să fim serioși.